Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare a zilei. Haideți să vedem ce ne rezervă cărțile pentru această zi minunată de luni, 3 aprilie 2023. Iată, avem două cifre de 3, să nu le ignorăm în această zi. Haideți să vedem primele cărți. Da, iată că această carte ne tot invită, da, la, la odihnă, la întinerire, la tot felul de frumuseți de genul acesta, da? Da, spun asta pentru că tocmai au trecut zilele de sâmbătă și de duminică și sper că în aceste zile ați profitat la maximum de timpul petrecut acasă. Iată, dragii mei, că prima carte în etalare este aceasta cu numărul 19, așadar numerele 1, 9, 10 sau 19 pot fi semnificative pentru voi în această zi de luni. Da, văd că oarecum se prelungește, iată, sejurul, ca să zic așa, de sâmbătă și duminică, se prelungește cu ziua de luni, când, iată, vă este recomandat să vă odihniți mai mult și să vă preocupați de întinerire. V-am mai spus și cu altă ocazie, această întinerire poate fi obținută prin multe modalități, da? Unele persoane s-ar putea apuca de sport sau nu trebuie să faci cine știe ce maraton, dar pur și simplu să faci acele exerciții fizice care îți fac atât de bine și care îți creează o stare de bine. Poți să le faci în casă, în spațiul tău securizant, da? Dacă așa te simți cel mai bine. Unii pot alege să meargă și la sală, bineînțeles. Ține de alegerea fiecăruia. Spuneam că poți să te apuci de sport, alții pot alege să facă meditație, în schimb. Meditația sporește, în primul rând, pacea minții, claritatea viziunii pe care o ai asupra vieții tale și asupra tuturor lucrurilor din viața ta. Îți pot veni răspunsuri neașteptate în timpul meditației, da? Răspunsuri pe care le aștepți sau pe care le aștepți mai puțin, dar oricum îți vin multe rezolvări la situații la care nu te așteptai. Și pe de altă parte, iată că meditația ne ajută și să întinerim. Ne face să ne simțim mai tineri și chiar arătăm așa. Bineînțeles că unii dintre voi, de asemenea, vor fi preocupați de diverse metode de întinerire în această perioadă. Poate veți merge la salon și veți încerca nu știu ce metode sau nu știu ce creme pentru ten și alte proceduri, da, menite să estompeze semnele trecerii timpului asupra corpului vostru. Haideți să vedem, dragii mei, încă o carte. Iată că avem aici cartea cu numărul 37, așadar numerele 3, 7, 10 sau 30, sau 37 pot fi semnificative și ele pentru tine astăzi. Această carte se referă la chakra a treia și arhanghelul Camuel. Se pare că acest arhanghel Camuel este reprezintă această chakra, da? Este în directă legătură cu această chakra. Chakra a treia vorbește despre legătura noastră cu universul, cu semenii și cu dorințele noastre. Da? Modul în care reușim să punem în aplicare tot ceea ce am învățat pentru transformarea dorințelor noastre în realitate. Iată, dragii mei, așadar că devin foarte importante pentru voi în această perioadă relațiile pe care le aveți cu cei din jurul vostru, modul în care vă mulați oarecum pe dorințele, pe aspirațiile celorlalți, astfel încât să obțineți bunăvoința acestora. Bineînțeles, asta nu înseamnă neapărat că trebuie să le faceți lor pe plac și în detrimentul vostru, nu, în niciun caz. Doar dacă puteți fi de ajutor, este de
este de folos pentru toată lumea să ajutați pe atât pe cât puteți, da? Da, în general este bine cu această ceacră să ne deschidem spre lume, spre univers, să ne deschidem spre dorințele noastre, dar și spre dorințele celorlalți, să vedem cum putem veni în întâmpinarea acestora, cum putem ajuta, cum putem fi acolo, prezenți, dacă se cere. Da, și mai ales să vedem cum ne putem canaliza energia spre împlinirea dorințelor noastre, așa cum le dorim în viața noastră. Hai să vedem, dragii mei, și următoarea carte. Iată că vine din partea îngerașului Sonia. Aceasta spune, ți-aduc un mesaj de la o persoană iubită care a murit. Sunt fericit, fericită, liniștit, liniștită și te iubesc tare mult. Te rog să nu-ți faci griji în privința mea. Iată, dragul meu sau draga mea, că odată în plus îți apare acest mesaj reconfortant din partea unei ființe care nu mai este lângă tine. Probabil că este o ființă foarte dragă care te-a părăsit la un moment dat. Dacă ești într-o asemenea situație, iată că acest îngeraș Sonia vine să te convingă de faptul că această persoană, această ființă dragă ție, este foarte bine acolo unde este, că este iubită, este îngrijită de îngeri și de divinitate, nu ai de ce să-ți faci griji în privința ei. Și mai ales această ființă vrea să-ți transmită sentimentele sale de bine, da? Sentimentele sale de iubire pe care ți le poartă. Cel mai important este cu această carte să nu ne facem griji în privința acestor persoane defuncte din viața noastră. Și hai să mai vedem încă o carte. Iată că vine îngerașul Maya și îți spune, mersul la școală, studiul și educația te ajută să-ți îndeplinești misiunea și dezvoltarea personală. Îngerii te vor călăuzi și te vor ajuta în acest sens. Iată că este o carte foarte frumoasă, o carte care se referă la acele domenii din viața noastră care au legătură cu dezvoltarea personală, cu studiul, cu educația, da? Aceste domenii ne ajută să ne formăm ca persoane, ne ajută să îmbrățișăm un domeniu în viața noastră, un domeniu pe care ne dorim să îl aplicăm mai departe. Dacă sunteți într-o asemenea situație, da, și dacă urmați cursurile, niște cursuri în această perioadă, să știți că veți avea foarte mult succes în perioada care urmează, veți reuși să vă canalizați atenția asupra acelui domeniu spre care vreți să vă orientați în perioada care urmează și care vă va aduce foarte mult, foarte multe rezultate pozitive. Este foarte important, iată, de asemenea, că acest domeniu pe care tu ți l-ai ales ca activitate pentru perioada următoare are legătură cu... Este important că acest domeniu are legătură cu misiunea ta personală, da? Cu modul în care îți poți îndeplini această misiune personală în această viață. Haideți să vedem și o carte din Lenormand. Iată că această carte vine pentru voi astăzi, este cartea cu numărul 32, Luna, poate fi corespondentul lunii din Arcana Majoră din Tarot. Această carte face legătură cu subconștientul, cu zonele obscure ale existenței noastre, da? Așadar, dacă mai înregistrezi în sufletul tău în prezent acele sentimente care nu-ți fac cinste, da? Sentimente negative sau ai anumite remușcări, resentimente în legătură cu persoane care au fost în viața ta sau în legătură cu anumite situații, iată că este momentul să te eliberezi de aceste resentimente, da? Să te eliberezi de aceste sentimente negative. Dacă ai anumite frici, de asemenea, să faci exerciții de eliberare a acestor frici, a acestor temeri din viața ta, pentru că acestea te împiedică să evoluezi, te împiedică să mergi înainte spre etape din ce în ce mai semnificative pentru tine. Această carte, de asemenea, are de-a face cu acele
acele secrete pe care le poți afla în această perioadă despre o persoană din viața ta sau secrete despre viața ta, da? Poate că ți-au fost ascunse anumite lucruri în legătură cu tine până acum, poate de către părinți sau de către cei din familie. Iată că este momentul să le afli. Este momentul ca aceste lucruri să iasă la iveală. Mai departe, dragii mei, haideți să vedem un gând. Un gând de care te poți lăsa pătruns sau pătrunsă în această zi. Da, iată că acest gând vine pentru tine. Puterea este întotdeauna în momentul prezent. Trecutul este finit, s-a terminat și nu mai are putere asupra mea. Pot începe să mă simt liber sau liberă în acest moment. Gândurile de astăzi îmi creează viitorul, sunt la conducere, îmi iau puterea înapoi, sunt în siguranță și sunt liber sau liberă. Iată, dragul meu sau draga mea, cât de important este, exact cum am spus și mai devreme, să te eliberezi de forțele trecutului, ca să spun așa, asupra ta. Și să ai grijă din ce în ce mai mult la gândurile pe care le proiectezi în realitatea ta, pentru că aceste gânduri îți vor crea viitorul și mai ales acel viitor apropiat. Haideți să vedem, dragii mei, și câteva cărți din tarot. Iată această carte, Șaptele de Pentacule, care vine să te propulseze spre o etapă în care vei culege mai degrabă roadele, da? Fie că ai depus eforturi considerabile în relația ta, fie că ai făcut aceste eforturi la locul de muncă sau în cariera ta, poate că ai o afacere și ai muncit foarte mult în ultima perioadă, iată că a sosit momentul în sfârșit să culegi roadele muncii tale. Dacă nu se întâmplă așa, să știi că în perioada următoare așa va fi și pentru tine, da? Semințele pe care le-ai plantat odată într-o anumită situație, cu ceva în urmă, aceste semințe vor încolți și vor da roade și pentru tine. Nu trebuie să te îndoiești de asta. Hai să mai vedem încă o carte. Iată că avem aici Justiția, dragii mei, Justiția din Arcana Majoră, care este o carte foarte importantă. De ce? Pentru că vine să aducă echilibru în viața voastră pe de o parte, iar pe de altă parte îți spune că este ca sosit momentul și pentru tine să trăiești o mare dreptate. Da? Dacă ai fost nedreptățit într-o anumită situație, să știi că prin această carte ți se va aduce dreptate în viața ta, ți se va face dreptate. Dacă aveți de-a face cu justiția în această perioadă, veți merge la întâlniri în justiție, să știți că și de acolo veți primi răspunsuri favorizante în legătură cu un divorț sau în legătură cu o custodie sau cu un partaj. Toate aceste lucruri îți vor fi favorabile, se vor rezolva în mod favorabil pentru tine. De asemenea, dragul meu sau draga mea, dacă aștepți ca o moștenire să se soluționeze, să se împartă în mod egal, da, tuturor celor cărora vă revine aceasta, să știi că și aceasta se va soluționa tot pe calea justiției. Haideți să vedem mai departe o carte din oracol. Iată, acest mesaj vine către tine. Mulțumește pentru binecuvântările dragostei care vor veni în curând în calea ta. Să știi că meriți să fii și să ai tot ceea ce inima ta își dorește cu adevărat. Iată, dragul meu sau draga mea, cât de important este să știm în orice moment al vieții noastre ceea ce își dorește sufletul nostru, ce își dorește inima noastră și să așteptăm împlinirea acestor vise ale noastre, da? Să așteptăm ca binecuvântările vieții să apară și pentru noi.
Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!